Peste tot în țară au apărut imagini cum sute de români așteaptă la coadă să-și facă pașapoarte. Aceea situație am întâlnit-o și în Drobeta Turnu Severin, unde în ultimul timp solicitările pentru eliberarea de pașapoarte s-au dublat. Românii stau la cozi pentru a-și întocmi noi pașapoarte, numărul solicitărilor crescând simțitor în această perioadă. Și în județul Mehedinți, numărul cererilor aproape că s-a dublat. În această perioadă a crescut foarte mult numărul de cereri de pașapoarte, putem spune că s-a și dublat chiar. Drama prin care trec acum ucrainenii le dă motive de îngrijorare și românilor. Mulți vor să fie pregătiți în cazul în care vor fi nevoiți să treacă prin acea situație. În capitală, primele programări pentru eliberarea pașaportului sunt disponibile abia spre sfârșitul lunii martie. În Gorj, cererile s-au triplat în ultima săptămână. Programările pentru pașaport se pot face începând cu data de 1 aprilie, însă cei care au programări făcute online pot veni la centrul de pașapoarte, însă după ora 16. Cei care au programări sunt dispuși să aștepte oricât este nevoie pentru a obține documentul de călătorie. Și în Bihor, serviciul pașapoarte a fost luat cu asalt. Unii cetățeni au relatat pentru ebihoreanul.ro că au venit să-și scoată pașaportul în scopuri turistice, iar alții au recunoscut că pentru orice eventualitate în contextul războiului din Ucraina.